Noi proteste au avut loc și aseară în Constanța împotriva adoptării de către guvern a ordonanței de urgență privind modificarea codurilor penale. Constanțenii au ieșit într-un număr de aproximativ 10.000 de persoane. Oamenii spun că vor veni la meeting până la îndreptarea legislației penale. Joi a fost a treia seară când constanțenii au ieșit în stradă și au protestat împotriva ordonanței de urgență privind modificarea codului penal și a codului de procedură penală. Aproximativ 10.000 de protestatari au mărșăluit pe principalele bulevarde ale Constanței, strigându-și nemulțumirile. Oamenii care au ieșit în stradă spun că vor fi manifestații pașnice și nu-și doresc ca protestele să degenereze. Guvernul nu dă nici măcar un pas înapoi! Mai avem 9 zile să-i convingem! Reușim? Noi așa sperăm, încă credem în bunăsința românilor! Și dacă nu, va fi rău! Va fi tare rău! Ne întoarcem înapoi în comunism și cred că și dumneavoastră știți cum a fost atunci. Poate mulți nu știu. Noi, generația noastră, încă știm. Și nu mai vrem acolo. Să nu se lasă tineretul! Tineretul să fie frunte! Asta e revoluție! Nu ce-a făcut ei cu 89. Aia a fost lovituri de stat. Eu de la Mezidie am venit înspre pentru asta. Și merg în baston, trei picioare. Pentru că sunt indignat, pentru că ne mint ca pe niște proști, suntem niște papagali și ne mizută inteligența tot guvernul ăsta de cacao. Mai aveți speranța să fie retrase modificări legislative? Dragnea, nu dăm niciun pas. Puține, nu știu, dar oricum eu mă manifest. Credeți că sunteți cu adevărat ascultați de politicieni? Nu știm asta, dar noi sperăm să fim ascultați, să-și dea seama de presiunea pe care o exercită opinia publică asupra lor, să ia măsuri în acest sens, să anuleze acele ordonanțe de urgență și eventual să dea și demisia de onoare. Numai ceea ce au făcut. Cel mai mult ce vă doriți? Să fie retrase modificări legislative? Da, bineînțeles. Să fie retrase modificările din codul penal și retrase cele două ordonanțe. Noi considerăm o revoluție a tinerilor. Foarte mulți dintre voi sunteți astăzi în stradă. Da, poate fi numit astfel, dar din păcate, în opinia mea, toți sunt mult prea puțin tineri. Trebuie mult mai mult să iasă în stradă. Este o revoluție non-violentă a tinerilor, pentru că altfel nu putem să facem schimbarea. Sunt oameni infiltrați aici care vor să deturneze protestul nostru pașnic. Vor să ne discrediteze. Ne delimităm de orice fel de acțiune violentă. Și este datoria noastră să protestăm și să punem presiune pe guvern. Protestatarii cer retragerea ordonanței guvernului și sunt nemulțumiți de deciziile și declarațiile guvernanților din ultimele zile. Constanțenii au protestat și marți și miercuri seară, numărul lor fiind tot mai mare de la o zi la alta. Mai mult, pe o cunoscută rețea de socializare a fost creată o pagină care anunță organizarea până la data de 10 februarie de proteste la Constanța, când va intra în vigoare dezincriminarea abuzului în serviciu.